Bismillahirrahmanirrahim, în numele Dumnezeu cel milostiv, îndurător, assalamu alaikum, pacea asupra voastră. Partea a doua, vreau să vorbesc despre altceva, dar în timp ce discutam despre primul subiect, ce fel de musulmani suntem sau dacă suntem musulmani, ideal ar fi să fim musulmani mumim, termenul limba arabă, adică musulmani credincioși, mi-am amintit despre veșnica discuție cu schimbarea numelui. Am îmbrățișat islamul, de acum încolo o să mă cheme Omar. Wow, ce mare musulman sunt eu! Am îmbrățișat islamul și mă numesc în continuare Daniel. Lăudat să fie Dumnezeu, mama mea și tatăl meu mi-au dat acest nume. Este un nume frumos, un nume minunat, îl iubesc de dragul părinților mei. Și nu-mi schimb numele și nu văd niciun motiv să-mi schimb numele. Ca și Daniel, sunt musulman și mă supun la unul Dumnezeu. Ca să mă supun la unul Dumnezeu, nu trebuie să mă cheme Omar, nu trebuie să mă cheme, Abu Bakr, Hasan sau altcumva. Nu fac nicio referire la oamenii mari și deosebiți extraordinari care au purtat aceste nume. Într-adevăr, există un hadis care vorbește despre faptul că profetul Muhammed, pacea să fie asupra lui, avea obiceiul să dea nume companionilor lui. Această traducere este foarte greșită în limba română. Profetul Muhammed, pacea asupra lui, nu le schimba numele companionilor. Profetul Muhammed, pacea să fie asupra lui, îi alinta pe companion. De exemplu, la Vasile, nu știu, folosesc nume românești, îi spunea Vasile cel blând. Cel blând. De ce? Pentru că el era blând cu animalele și vorbea frumos cu oamenii. Și îl alinta spunându-i cel blând. La altul care avea o voce frumoasă, îi spunea Ion cel care cântă frumos. Deci alinta, îi alinta, nu le schimba numele. Schimbarea numele sau adăugarea unui nume la numele meu nu mă face mai musulman, nu mă face credincios. Credința mea arăt prin faptele care le fac eu. Dacă am să fac un cont de Facebook și acolo am să scriu că mă cheamă Daniel Omar Hasan, asta nu înseamnă că sunt un mare musulman, asta nu înseamnă că sunt musulman, asta nu înseamnă că sunt credincios. Este doar un nenorocit de cont de Facebook. Numele meu este Daniel, sunt musulman și mă supun la unul Dumnezeu. Și în credința mea și în învățătura care am primit-o din Sfântul Coran și în învățătura pe care Profetul Muhammed i-a dăruit-o, consider că datoria mea de musulman nu este să-mi schimb numele, ci să fac fapte bune. Să-l hrănesc pe cel care este flămând, să-i dau apă la cel care este însetat, să-l caut pe cel care este bolnav, să am grijă de familia mea, să am grijă de vecinii mei apropiați sau de vecinii mei îndepărtați, să ajut orfanii, să ajut văduvele, să respect ceea ce este în jurul meu și pe ceilalți oameni. Asta îmi spune Dumnezeu în Coran. Asta îmi spune Allah în Coran. Nu-mi spune să-mi pun eu un nume arabesc și atunci o să fiu mare musulman. Astea sunt chestii de sincer, cu tot respectul pe față de toată lumea, de figurație. Nu ne transformă în oameni credincioși. În oameni credincioși sau oameni credincioși se văd în faptele lor. Vreau să vă dau exemplu. Doamna Elena din Galați, creștină ortodoxă, care nu din cauza faptului că se numește Elena, s-a dus cu prietenii ei și a ajutat familia de musulmani din Galați, ci pentru că are credință și se supune lui Dumnezeu. Faptele ei o numesc o femeie cu credință și nu numele ei.
musulmanii care s-au dus și au dăruit pâine și apă în satele din jur când au fost inundații, nu prin numele lor au arătat că au credință, ci prin pâinea și apa care au dăruit-o la unii care au nevoie. Când pe stradă vedeți un om flămând și dați-o pâine sau o farfurie cu mâncare, ăla e gestul unui om credincios care îl ascultă pe Dumnezeu. Și nu faptul că în buletin sau pe Facebook, nu în buletin, ci pe Facebook, scrie că eu sunt Omar. Faptele mele mă fac musulman. Nu schimbarea numelui. Poate că ar fi timpul să trecem de la spectacolul ăsta și de la glagoria asta de internet, wow, ce musulman sunt, să trecem la ceea ce Dumnezeu ne-a învățat, la ceea ce profetul Muhammad, pacea să fie asupra lui și asupra tuturor profeților, care toți profeții au făcut acest lucru, au făcut fapte bune, s-au rugat la unul Dumnezeu, au adăpostit nevoiașii, au ajutat sărmanii, au sprijinit pe cei care au avut nevoie. Nu-și treceau pe Facebook nume de oameni credincioși. Trebuie să fim noi oameni credincioși, nu să ne punem o pălărie și să ne scriem pe ea că suntem oameni credincioși. Ca de obicei, inshallah, cu voia lui Allah, cu voia lui Dumnezeu, sper că v-am supărat destul de tare ca ceva în mintea noastră să înceapă să funcționeze și să ne punem întrebări, pentru că în fiecare zi și în fiecare seară trebuie să ne punem întrebări. Dacă astăzi, seara, să ne punem întrebarea, dacă astăzi am făcut ceva de dragul lui Allah. Dacă astăzi am făcut ceva de dragul lui Allah. Și dimineața să ne punem întrebarea, oare astăzi o să reușesc să fac ceva de dragul lui Allah? Pentru că nu mâncăm de dragul lui Allah, mâncăm de dragul burților noastre. Nu bem de dragul lui Allah, bem că ne cere stomacul, altfel murim de sete. Dar când dăm la altul de mâncare, fără să știe nimeni, dă dreapta să nu știe stânga. Dar cine trebuie să știe, știe. Dumnezeu știe, El știe, El vede. El știe tot ce e în inimile noastre și în mințile noastre. Pe noi ne putem minți, pe El nu-L putem minți. Deci sper că o să reușim să ne punem aceste întrebări dimineața și seara. Înainte să chei, să facem câteva rugi, câteva duhuri. Doamne, binecuvântează-i pe toți cei care au ajutat la construcția Moscheii Maria. Amin. Doamne, binecuvântează familiile celor care au ajutat la construcția Moscheii Maria. Amin. Doamne, binecuvântează-i pe toți cei care au ajutat la construcția caselor tale în lume. Amin. Doamne, binecuvântează România și ferește de ticăloși, de hoți, de excroci și de trădători. Amin. Doamne, binecuvântează poporul român și deschide ochii lui și inimile lui ca să vadă calea cea dreaptă a credinței. Amin. Doamne, binecuvântează toți oamenii și ferește-i de război, de durere, de sărăcie și de foame. Doamne, nemăsurată-i puterea Ta, binecuvântează-ne și pe noi, cei puțini, care astăzi ne-am adunat aici numai de dragul Tău și într-o adorare a Ta. Amin.